Bun găsit, doamnelor și domnilor, la Talk B1, sunt Laurențiu Botinu. Să avem o seară interesantă, o emisiune pe care o fac ca să tragă sau să atragă atenția asupra unor lucruri extrem de importante pentru noi, pentru români. Nu o să vorbim despre DNA, despre procurorul acela care e o mașinărie de distrus destine, nici măcar politică nu o să vorbim în această seară, deși, culmea, subiectul are legătură cu politica. Dincolo de asta, vreau să vorbim despre viitorul nostru. O țară care nu produce plus valoare este o țară care nu își va putea plăti niciodată pensiile, salariile, investițiile și așa mai departe. O țară ca România are nevoie de plus valoare și acum o să vorbim despre companii românești versus multinaționale și despre acea amenințare de infringement asupra României din cauza unei legi categorisite de unii drept populistă, categorisită de alții drept o lege binevenită. Este legea aceea celebră a hipermarketurilor, a produselor românești. Până atunci însă, doamnelor și domnilor, vreau să vă introduc în subiect, într-un subiect interesant. O concluzie surprinzătoare este la iveală în urma publicării unui studiu realizat de Ziarul Financiar. Capitalul privat românesc raportează un profit de 3 ori mai mare decât cel străin la afaceri egale. Care sunt cele mai importante rezultate despre afacerile firmelor românești versus multinaționale, ne spune colega mea Monica Mocanu. Bun găsit! Firmele cu capital privat românesc au fost în 2015 de 3 ori mai profitabile decât multinaționalele, cu un rezultat net de 27 de miliarde de lei, la o cifră de afaceri totală de 551 de miliarde de lei, față de un rezultat net de 9 miliarde de lei, la o cifră de afaceri totală de 580 de miliarde de lei pentru firmele străine. Arată a doua ediție a studiului Capitalul privat românesc, realizat de Ziarul Financiar cu sprijinul PR-ROM, patronatul investitor autohton din România. Deși firmele private românești și cele străine au aproximativ aceeași pondere în businessul total, ca număr, firmele românești sunt de 10 ori mai multe decât cele străine. 433.000 de firme românești față de 37.000 de firme străine. Firmele private românești au peste 50% din business în construcții, agricultură, transporturi, industrie alimentară și comerț. Față de 2014, firmele românești au pierdut substanțial însă cotă de piață în industria alimentară, agricultură sau hoteluri. În privința firmelor străine, acestea au peste 50% din business în aproape toate sectoarele industriale: prelucrarea țițeiului, fabricarea de autovehicule, metalurgie, fabricarea echipamentelor electrice, dar și în extracția petrolului brut sau telecomunicații. O altă concluzie a studiului realizat de Ziarul Financiar arată că firmele cu capital privat românesc și-au păstrat ponderea la 47% din economie. Firmele străine au 49%, în timp ce firmele de stat reprezintă restul de 4%. Firmele private românești au angajat 60.000 mai mulți salariați în 2015 pe fondul creșterii afacerilor, în timp ce firmele străine au raportat cu 2.000 de angajați mai puțin. În privința arii geografice, firmele românești sunt majoritare în partea de est a țării, în timp ce în vest au ponderi de circa 40%. Însă județele din vest sunt de 2 sau de 3 ori mai puternice ca cifră de afaceri față de cele din est. Între unele județe, discrepanțele sunt însă uriașe. Spre exemplu, Telorman, Giurgiu sau Vaslui au afaceri totale de doar 5,4 miliarde de lei pe an, în timp ce Timiș, Cluj sau Brașov au afaceri totale de peste 40 de miliarde de lei pe an. Mulțumim, Monica, pentru informații. Hai să vă prezint invitații cu care o să discutăm acest subiect. Din dreapta mea, Costel Caraș, fermier și vașnic revist al Foamei de mai multe ori. Bine ați venit, domnule Caraș. Bună seara. Alături de noi se află fostul deputat PNL Nini Săpunaru, unul din inițiatorii legii celebre cu produsele românești în hipermarketurile. Bun găsit, domnule Săpunaru. Președinte Fundația Go Inteligență. Asta e soarta noastră, președinților. Florin Capățân, domnia sa este de la AMRCR, Asociația Marilor Retaileri din România. Bună seara, mulțumesc Capățână. Și în ultimul rând, îl salutăm și mulțumim pentru prezență domnului Sorin Păslaru, redactor șef la Ziarul Financiar. Bine ați venit, domnule Păslaru. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și cu dumneavoastră am să încep. Și să traducem pentru poporul român, care până la urmă sau ce vrea să spună acest studiu pe care dumneavoastră l-ați făcut? De ce l-am făcut acest studiu? Pentru că există foarte multe date și comunicare despre investițiile străine. Există studii ale Băncii Naționale, a Institutului Național de Statistică, în fiecare an
poziția investițiilor străine, cât au mai adus în țară, suntem undeva la 60 de miliarde de euro și e foarte adevărat că au schimbat România investitorii străini, că până în 97-98, când România a fost închisă, noi am pierdut niște ani de reforme. Într-adevăr, privatizările și investițiile străine au determinat creștere rapid, creșterea exporturilor, însă, la un moment dat, ne-am pus această problemă și la inițiativa, într-adevăr, a Patronatului Investitorilor Autohtoni din România, PIAROM, a doua ediție a studiului, acesta este studiul Capitalul Privat Românesc, am pornit pe baza datelor de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, există indicatori, există date la Oficiul Comerțului care ne pot releva situația capitalului privat românesc. Unde suntem? Jumătate din businessul românesc, cum a spus și colega noastră, este încă în mâinile investitorilor privați autohtoni. Nu vorbim neapărat de multinaționale versus capital privat românesc, pentru că de multe ori, așa cum se vede în județele din vest, capitalul privat românesc a crescut odată cu multinaționale. Acolo unde au venit, în jurul companiilor, mai ales în jurul companiilor industriale, e adevărat, românii mai mult pe servicii, pe transport, așa cum se vede în acest studiu. Însă, sunt cei mai mari angajatori și iată, au și cele mai mari profituri, profituri triple. Cum am calculat aceste profituri? Rezultatul net. Nu toate firmele au, bineînțeles, profit, sunt și firme cu pierdere, adunând pierderile și profitul, avem un rezultat net la nivelul anului 2015 de 27 de miliarde de lei, la o cifră de afaceri de undeva de 550 de miliarde de lei, deci cam jumătate. Cifra de afaceri în toată România e undeva la 1100 de miliarde de lei, cam atât. 260 de miliarde de euro. E mai mare decât PIB-ul, sunt multe cifre, într-adevăr. PIB-ul României undeva la 160 de miliarde. Cifra de afaceri a tuturor companiilor e 260 de miliarde. De ce? Pentru că din cifra de afaceri totală se scade consumul intermediar și rămâne PIB-ul cel care, din care mâncăm, în ghilimele cu toții, tortul din care vin și cheltuieli și investiții și așa mai, salarii și profituri. De asta este important. Din această cifră de afaceri, indicatorul prin care am pornit noi ca să descriem situația capitalului privat românesc, cum spuneam, jumătate este la investitorii români, jumătate la investitorii străini. Însă profiturile revin de trei ori mai mari. 27 de miliarde de euro la nivelul 2015, 9 miliarde de euro la nivelul 2015 investitorii străini. Ce se întâmplă? Pentru că în anii următori au avut și pierderi. Companiile cumulat dintre 2008, am făcut și acest calcul, între 2008 și 2015, surprinzător, companiile străine, rezultatul acesta net este pe minus, pe când în cazul companiilor private românești este pozitiv, vă dați seama, automat și impozitele plătite pe ansamblu sunt mai reduse. Însă, productivitatea companiilor românești este la jumătate față de cea a firmelor străine. Aici este foarte mult de lucrat. Trebuie să e o lipsă de capital, lipsă de know-how, de tehnologie și așa mai departe. Și sectoarele diferă. Nu se poate să nu rămâi uimit de faptul că după 27 de ani de investiții străine și privatizări a fost practic preluată chiar coloana vertebrală a economiei, adică industriile, avem tabele aici cu topul sectoarelor dominate de companiile cu capital străin și numai dacă le citim, prelucrarea țițeiului, fabricarea autovehiculelor de transport, industria metalurgică, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor textile, fabricarea calculatoarelor, extracția petrolului, fabricarea de mașini, vedem, fabricare, industrie. Cele mai industrie. Importante industrii acum sunt cele pe care peste 90% le fac cei cu capital străin. Exact, da? Exact. Iar românii fac lucrările adiacente, da? Transport, vă citesc imediat. Luăm unde au în ordine descrescătoare, pornind de undeva de la 90% spre 50%, avem activități de investigație și protecție, unde au 90% români, firme de bază, lucrări speciale de construcție, agricultură, alte activități profesionale, restaurante și activități de alimentație, activități de peisagistică, construcții de clădiri, iarăși lucrări de geniu civil, deci construcțiile sunt dominate de companiile românești. Activități referitoare la sănătate umană, serviciile de sănătate privată, hoteluri, apoi transporturi, silvicultură. Singura industrie unde românii sunt încă majoritari și se leagă foarte bine cu discuția din această seară este industria alimentară. Deci procesarea, industria agrobusiness-ului, industria agroalimentară, unde față de o pondere de 66% în 2014, acum avem 59% la nivelul anului 2015, deci se vede cum
încep încet, încet să... Să vede cum se duce și asta. Bun, așa. Acum, important e să avem producție în România. Noi nu venim neapărat să spunem, domnule, contra multinaționalelor. Noi punem aceste date la îndemâna, Eu nu sunt contra multinațional, sunt contra prostiei noastre. Deci, e foarte bine că faceți aceste prezentări și vă mulțumesc foarte mult pentru ele. Eu n-am știut despre ele. Dar se vede clar declinul României aici. Dacă producția România o fac alții cu capital străin, și aici am o întrebare, poate, domnule, evidențierea profitului este la fel la multinaționale ca și la firmele românești? Că asta e o mare întrebare. Haideți că vă explic. E vorba de optimizarea profitului. O firmă multinațională știe să-și optimizeze profitul și să-l plătească unde vrea. Asta e singura chestie. O firmă românească, un patron român, care e trăitor în România, e mai complicat pentru el ca să facă minunățile astea, inginerile astea financiare, care... Sunt legale, domnul Săpânăru? Inginerile astea despre care vorbiți. Normal, deci, ei nu fac nimic legal. Nu, sunt toate legale. Normal. Deci sunt toate legale. Nu vă faceți problema că nimeni nu le face. Dar nu, știți, nu, e vorba de prețurile transfer. Deci eu îți trimit un subansamblu în România. E prețul pe care l-am fixat eu, firmă. Poți să ți-l dau la un preț mai mare și atunci o parte din suma respectivă vine în partea asta. După aceea mai sunt. Cheltuiel cu managementul... Spre exemplu, dacă OSIA e făcută în Germania și mi-o trimite aici, poate să-i pună un preț în așa fel încât normal, produsul final Eu vă argumentez cu cifre și tot așa e puțin tehnic, dar trebuie un pic să insistăm și avem timp în seara asta. Am făcut un raport între valoarea adăugată și producție. Deci ceea ce spuneam, PIB-ul lăsat și cifra de afaceri. Și ceea ce e foarte interesant este că la fabricarea autovehiculelor, pentru că avem foarte mult import, deci foarte multe inputuri, deci acest consum intermediar este mare, deci într-o mare fabrică de asamblare și așa mai departe vin, de volane, și foarte bine că vin. Dar problema e că valoarea adăugată, ceea ce rămâne în România, e puțin. Adică ponderea între... Raportul, da, ponderea între valoarea adăugată și producția totală este 21% la fabricarea autovehiculelor, deci de un euro, dacă produci un euro în plus în România, autovehicule și subansamblu și așa mai departe, în România VAB-ul rămas, pe care îl împărțim noi, salarii și profituri, este 0,21 euro. În schimb, dacă mă duc în IT, normal, e... Cât? Vă dați seama, 0,57 la un euro cifra de afaceri în plus, 0,57, deci aproape triplu. La mobilă, atenție, interesant, că ai spune, domnule, nu, mobila nu se poate confrunta cu producția de mașini din punct de vedere al avansului tehnologic, nu? E mai aparent, te gândești că ar avea mai multă valoare adăugată în fabricarea autovehiculelor decât la mobilă. Mai mult de la mașini decât la mobilă. Așa ar trebui, dar iată că nu e adevărat. Așa ne spune statistica. La fabricarea mobilă avem o valoare adăugată de 55% față de ce vă spuneam, 21%. Iar, apropo, iarăși aduc industria alimentară are 40%. Da? Deci dublu față de autovehicul. Ajungem la ce spuneam noi, că viitoarea dezvoltare a României trebuie bazată pe agricultură și industria alimentară. Aici orice banc care l-ai băgat în 6 luni de zile ai văzut. Dar urlăm rezultat. De mult chestia asta. Și aceste cifre arată. Deci, noi de ce am făcut acest studiu? Pentru că noi ne-am ocupat, am reușit să facem 30 de pagini, cât de cât. Nu ne putem compara cu forța băncii naționale și așa mai departe, statistica. Dar punem aceste probleme ca aceste date să poată fi folosite pentru a lua anumite măsuri, pentru a aduce investitori dintr-un anumit domeniu. Vă dau un exemplu, județele, că s-a amintit. Unde sunt județele? Avem investiții străine, mai ales în partea de vest, natural. Dar atenție mare, între Timiș și Bihor. În Timiș au venit investitori cu valoare adăugată înaltă. Servicii în IT, Continental, Solectron și așa mai departe. Ingineri, sunt mii de ingineri care lucrează, se face proiectare. Salariul mediu în Timiș este astăzi 2400 de lei. Da? Pe când în Bihor a rămas la 1600. De ce? Pentru că în acel parc industrial pe care știți foarte bine la ieșire acolo, unde sunt mii de locuri de muncă,
nu avem valoare adăugată. Deci degeaba putem să avem investiții străine, dar dacă acestea nu sunt cu valoare adăugată, nu atragem investiții cu valoare adăugată, inclusiv în industria agroalimentară, ce rămâne în România cu adevărat nu este, nu este insuficient. Da, este foarte important tablou. Știi, când faci activitate și nu vine cineva să-ți prezinte, uite aici ești. Timișul are cel puțin 10 ani în fața Bihoului ca dezvoltare, dacă mă întrebați. Deci în 96 deja nu mai găseau oameni la muncă. Eu înțeleg foarte bine lucrul ăsta și am înțeles demersul ziarului financiar de a arăta decidenților până la urmă, nu? Conform acestui studiu poți să vezi foarte clar o hartă a României, da? O hartă în care poți să vii și să ajuți pe anumite palieri investitorul român să-și creeze plus valoare prin ce? Prin servicii adiacente, prin industria alimentară, prin agricultură și așa mai departe, ca balanța să se echilibreze. Dar înainte de toate, întreb, este rău să avem investiții străine în România? Nu, e foarte pentru că bine. Tot ne vindem țara. E foarte bine să avem investiții străine și trebuie să avem strategii și să ne ducem. Acum România este pe hartă privită în Occident. Am avut tulburările astea, situația este tensionată, dar ne va spune domnul Căpățână, este privită prin în Est ca un nou tigru al Europei și datele arată. Al Europei de Est, 4,8% creștere economică. N-am avut 5%, dar este triplu față de media Uniunii Europene anul trecut. Este foarte bine. Am avut tranzacții anul trecut chiar pe piața de retail, 500 de milioane de euro. Au venit fonduri de private equity care nu au văzut niciodată România până acum, nu au cuprins-o în strategiile lor de dezvoltare. Fonduri care au zeci de miliarde de euro sub administrare au venit anul trecut și au fost în procesul de licitație la lanțul Profi. Alba Lact a fost preluată de un mare investitor, nu de Lactalis. Vom vedea ce situație ne va spune domnul fermier, ce consecințe sunt. Dar România este pe hartă și e foarte bine că vine. Dar trebuie să și vedem că vin investitorii. Trebuie să vedem cum îi aducem pe cei care investesc în companii cu valoare adăugată, în activități cu valoare adăugată și trebuie să îi mutăm mai la est. O mare problemă astăzi. Acest studiu ne arată... Și trebuie să dăm o bătălie mare să dezvoltăm și capitalul românesc. Absolut. Să vină, frate, eu n-am nimic împotrivă, dar în primul rând, pentru că eu văd că PIB-ul este alimentat în primul rând de afaceriștii români. În proporție foarte mare, în studiul dumneavoastră. Bun, TVA-ul e foarte mare. E normal să fie așa? Sau tocmai e normal, dar văd că ușor, ușor lucrurile se duc la vale pentru investitorii români. E vorba de impozit pe profit pe care plătesc afaceriștii români, dar probabil că cota din TVA care rămâne din business-ul multinațional este mult mai mare. Deci, în mod cert, avem nevoie de investiții străine și nu putem intra pe o piață în care e bine să vină. Eu zic să-l întrebăm și pe domnul Căpățână, pentru că dincolo de faptul că reprezintă AMRCR-ul, lucrează și la o multinațională de renume la nivel european și mondial. Spuneți-mi, până la urmă, multinaționalele lucrează pe orizontală cu români, cu firme românești, nu? Până la urmă. Peste tot unde grupul pe care îl reprezint vine și implantează un număr de magazine, dezvoltarea se face numai în interiorul țării respective. Este o politică pe care toți retailerii o practică. Ce ne arată studiul de astăzi și ce ne spune studiul pe care l-a făcut foarte bine ziarul financiar, ne arată că începe ca balanța ușor-ușor să se echilibreze. Este lăudabil că acest capital românesc poate și reușește să performeze într-un timp relativ scurt, pentru că, să nu uităm, așa cum spunea și domnul Puzlaru, avem problema că tocmai am intrat în Uniunea Europeană. Practic suntem, haideți să-i spunem, la început, chiar dacă au trecut niște ani, alții au avut altă perspectivă față de noi. Să nu uităm de țări cum e Polonia, de țări cum sunt Ungaria, cum s-a întâmplat la ei mult mai repede decât s-a întâmplat la noi. Dar este foarte adevărat că aceste firme care vin încearcă și unele reușesc cu succes să aducă un plus valoare. Domnul Plăsălaru, să știți că avea foarte multă dreptate. Ar trebui gândite împreună cu decidentul politic firme care să poată să aducă o plus valoare, să aducă ceva care să rămână intrinsec în România. Practic ar trebui să se investească în noua tehnologie, cum ar fi cele de parcuri fotovoltaice și așa mai departe. Sau să ne apucăm să încercăm să facem ceva în industria ușoară sau în industria de IT, să producem aici, pentru că în momentul în care produce aici este clar
că atunci acele piese, acele componente aduc o valoare mult mai mare țării unde te afli și unde le produci. Există o schemă de ajutor de stat pentru firmele mici care a înlocuit schema aceea pentru marile investiții. A rămas și aceea, dar s-au alocat bani și pentru firmele mici. Care asta ar putea să vină cu o dezvoltare cel puțin pe industria alimentară. Pentru că eu rămân la ideea că în industria alimentară azi ai investit, în 6 luni de zile încep să vezi bani. Adică, dar eu nu pot să fiu de acord cu o parte din expunerea colegului, pentru că sunt probleme foarte serioase. Adică eu sunt de acord că trebuie să vină capitalul străinin, dar nu în detrimentul și cu hrăpărie luând terenul de sub picioare românilor. Deci ANAF este... trebuie să-și facă datoria și dacă sunt prețul de transfer să le găsească. Dacă aceste mari companii străine găsesc și le creăm, le-am creat, le-am dat înapoi 50%. Deci, exact, deci le creăm condiții să vină să facă business în România. Bă, frate, nu ne tăiați nouă picioarele și să trecem pe 3-2-1, să trecem pe niște chestii concrete. Pentru că de-asta... Domnul Caraș, cum adică nu ne tăiați nouă picioarele? Eu vreau, eu înțeleg. Atât am spus că a plecat Nokia de la Cluj și s-a dus pe unde? Pe Republica Moldova. Pe unde Vietnam. S-a dus în Vietnam. Și atât am mai plâns după ei. Și acum stați puțin, că de fapt nu ne mai place. Ce salarii aveau 2 miliarde de euro afaceri și masa salarială, ceea ce vă spun, PIB-ul lăsat, că asta salarii și profituri, erau 30 de milioane de euro. Deci aproape nu. El e influențat, se vedea problema, asta este problema, că e ai înțeles fără cum să taie picioarele? Da, dar aia de la Jucu, dar tu erau la Jucu. Exact, exact. Erau la Jucu, aia de la Jucu au plâns după noi. Ce se întâmplă? Adică, pleacă camionul și tu rămâi că ai vândut benzină pe traseu, chiriile pentru și eventual ai mai dat și gratis terenul pentru că ai trebuit să atragi investitorul și până la urmă rămân salariile alea plătite. Și dacă le mai ieși prin ajutor de stat, atenție, că mai sunt și cazuri să le mai ieși prin ajutor de stat, și la urmă... Câte facilități n-au fost, la urmă, doamne? Dezvoltarea economică vine pe țesut industrial. Sunt de acord, dar românii sunt în stare să facă țesut industrial? Asta e întrebarea, că atunci când au fost la români, la privatizare, ajutați-mă! Ajutați-mă! Cum să nu fie în stare la Laurențiu să facă? Haideți că vă spuneau combinatul Galați. Deci la combinatul Galați era o pierdere imensă. Foarte bun Galați. Și imediat după ce s-a privatizat a avut un profit exponențial. Și ce au făcut? Au analizat toate dosarele și toate contractele și au ras toate contractele aia. Au ras toate căpușele. Da, exact. Care erau străini sau români? Străini au făcut aia asta, că noi românii n-am făcut. Nu, străini au adus-o la profit. Au ras toate contractele alea ale căpușelor. Asta e situația. Bun. Deci, până la urmă, nici acum e adevărat. Nici acum nu stăm foarte bine. Galațiu la momentul... Grupul Bali, cine era atunci în relație? Întrebați-i pe cei care au făcut România asta. Noi ne-am făcut. Bancorexul și așa mai departe, păi, și toți... A fost un problema... scor național, o perioadă foarte lungă, până când am pus... A fost și mai e și azi. Că nu, dar nu mai avem ce privatiza, nu mai avem ce cura. Aici este drama, că noi, oamenii pe care am avut până în 97-98, când s-au împins bani în o sute de milioane la vremea respectivă, de miliarde, în companii de stat, ne amintim, Banca Agricolă a fost pusă pe butuci, s-au dat banii la IAS-uri, aiurea, și așa mai departe, da. Și Bancorexul. Și erau, banii, dar au fost furate, cum bine spuneți. Și a fost o creștere, deci un mare industrial și o bând Dumnezeu să ordinească avea o vorbă. Nini, nu mai să mai povestească ăștia cât valorează, spune-mi cât produci cu activele pe care le ai. Nu, dar aici s-a creat hău, pentru că noi ne-am furat din casa noastră, practic. E ca și cum mi-a luat eu televizorul, mă duc și îl vând în colț și mă duc și joc nu știu ce păcănele. Asta am făcut. Dar după aceea plângi. Costel Caraș, rămâne casa goală. Rămâne casa goală. Nevastă-mea spune, ia bă băiatule, bagajul și taie-o și aduce un mare industriaș de afară și îl bagă în casă. Îi trebuie tu, idiotul de bărbat mi-a vândut tot. Cam aici suntem, am fost o perioadă. Acum ne-am dat seama de prostie și am început să
Dumnezeu financiar. Și am început să cășunăm și pe oamenii ăștia puțin, că ne-au ocupat ei, nu știu cum să spun. Dumnezeu financiar vine mănușă. Uite, o să vezi ce pierde. Dumnezeu financiar vine și spune o chestiune foarte clară. Eu vă dau un singur exemplu, dacă aveți răbdare să mă ascultați doar 3 minute. Walmart-ul. 3 minute? Mult. 2 minute. Walmart-ul în America funcționează în felul următor. Își deschide calculatorul la furnizor, îi lasă banii de salarii, 1% profit și ăla e prețul cu care vine marfa în magazin. Dar Walmart-ul e în Statele Unite, plătește profit Statelor Unite și ține prețul la mâncare foarte ieftin, în așa fel încât americanul, dacă duce și cumpără de acolo, n-ai niciun fel de problemă. Apoi să știi că dacă n-ar fi urmat un America, mulți americani deci, ar muri eu de eu sunt de acord. Ne apropiem de un sistem, de genul ăsta, în care astăzi au 50% din piața de retail, mâine când vor avea 80% în piața de retail, producătorii noștri care încă mai produc profit, nu o să mai producă nimic. În niciun caz profit. Asta e problema. Deci am nenumărați oameni care vin, domnule, în fiecare an îmi crește cota. La un moment dat, într-o zi, ori mă las pe gubaș, ori dau faliment. Deci o ducem iarăși în bătălia cu... Nu, adică nu, da. Nu-i vorba de bătălie. Trecem la investiment. Problema e felul următor. Cu fierăstrău picioarele, ușor, ușor și... Deci nu poți ca tu, marele retail, să plătești impozit pe profit mai puțin decât retailul românesc. Nu se poate. Deci, pentru că ai 65% din piață, n-ai cum. Deci nu sau se poate. Greșesc, aveți deci, mai mult. Cont... Deci eu nu. Am o întrebare la dumneavoastră. Ați mai cumpărat un fond de bucătărie, un cuțit, un tirbușon din altă parte decât la un supermarket? Aflați că prețurile sunt de 10 ori peste valoarea. Sincer, să fiu ultimul tirbușon pe care l-am cumpărat, de fapt l-am furat. Nu, dar hai să... E și asta un mod de a cumpăra. Deci, noi luăm în calcul că peste 60% din ce înseamnă șurubării ieftină, farfurii, oaleul, cele și nu știu ce să vând tot pe acolo, haine o parte tot pe acolo și profitul lor e mai mic decât profitul comerțului românesc. Vine întrebare. Deci noi ne trezim acum în 2017, după ce, vorba lui domnul Caraș, ne-a furat singur televizorul din casă și l-am vândut pe 2 lei, ne trezim acum că, vai, dar ce greșeli, că au venit străinezii. Da? Au venit străinezii și ne fură țara cu tot cu pământ și pleacă cu el să duc cu pământul nostru pe afară. Și, domnule, ar trebui să le dăm bătaie. Nu. Eu sunt de acord. Dacă facem o lege și obligăm să-și plătească impozit pe profit aici, cu atât mai bine. Dar hai să facem o lege. Păi nu, cine a zis că trebuie dați afară? N-a zis nimeni. N-a zis nimeni așa ceva. Păi nu, dar știți cum e? Deci, în primul rând, cumpărătorul român s-a învățat cu un anumit stil de a face cumpărăturile, care e un stil modern, civilizat și nu poți să ieși din stilul ăsta. Nu, dar, te rog frumos, nu scoate statul român din joc. Deci statul român trebuie să creeze condiții egale pentru afaceriștii în România. Că sunt multinaționale, că sunt români, aceleași condiții, frate. Nu, statul român pentru multinaționale e mumă și pentru mine e ciumă. Nu se poate treaba asta. Deci, această lege... Dar de ce e mumă, domnul Caraș? De ce e mumă? Păi tocmai a explicat ministrul de ce. Pentru că tot profitul l-au exportat prin diferite șmecherii și diferite variante... Nu l-au evidențiat, au evidențiat o câtime din profit. Restul, până taxe și șmecherii, l-au scos. Până Osia, care au trimis-o aici cu 1000 de euro și ea făcea numai 30, firma de aici a plătit 1000 de euro pe Osie, dar ea făcea numai 30. Uite cum s-a dus. Pentru că dacă el dădea cu 30 aici și vindea mașina la un preț final, trebuia să plătească impozit. Uite, așa ieșeau ochii din cap la Ministerul Finanțelor cum veneau banii. Bun. Un român nu poate să facă treaba asta. Nu are cum. Deci, statul român vreau să aibă oameni deștepți să plătească salarii mari la Ministerul Finanțelor și la ANAF și peste tot, dar să-mi creeze niște scheme din astea deștepte, toată lumea să aibă condiții egale, cum începe mie Europa pe 3-2-1 acum. De exemplu, domnul eu vă dau altă schemă care am putea să o folosim. Adică Europa să luptă pentru... O schemă de ajutor de stat pentru cooperative și asociații și finanțez cât pot de mult creditul de lucru, poate chiar și investiții, cu o singură condiție, să aibă contract de livrare să dea în piață.
nu vinde la piața liberă. Să-l văd că vinde într-un cadru organizat. E, ar fi o soluție să ieșim din colectare. Asta puteau fi făcute pentru, de mult. Deci am introdus în legea cooperativelor. Fiecare comună centru de colectare. De ce nu poți facă primăriile din România? Cu ce bani, Sorin Păzlaru? Cu ce bani? 10%. Bănuțe cu banii din bugetul român. Dacă noi făceam cu dânsii în legea cooperativelor, conform legii noi acum, supermarketul sau orice alt investitor poate să vină la o cooperativă și să vină ca investitor în ea și să devină membru cooperator, fixează un contract, l-am preluat de la Trento în Italia. În Trento în Italia, o regiune cu 400.000 de cetățeni, 80% din producție este întrebarea mea, domnule Săpunaru, până la publicitate, dacă am văzut peste gar la alții că ei au descoperit roata, de ce n-am adus noi roata asta mai devreme? Camitul, știți care e chestiunea? Vine Ministerul de Finanțe din acum și Consiliul Concurenței spune ajutor de stat dacă reduce impozitul de profit la zero. Din cauza șpăgii. Din cauza șpaga care au plătit-o foarte mult ca să rămână lucrurile așa. Să rămâne prost o perioadă. E nascuns șpaga care au plătit-o foarte mult. Vrei să îți dau nume, date? Poate spuneți cine a plătit și cine a luat șpagă. Se poate discuta și în concret. Vorbim de centre de colectare. Da? Că nu putem face. De ce să nu se poată face? 3.000 de comune, 3.000 de centre de colectare. Că neavând aceste centre, noi suntem în al 10-lea an de aderare la Uniunea Europeană. În agricultură au intrat zeci de miliarde, peste 10 miliarde de euro, corect? În agricultură. Șeptelul de vai de lapte de colectare. Șeptelul de vai de lapte. Cine gestionează? Prima întrebare. Cine gestionează? 1,7 milioane era în 2007, astăzi e 1,8 milioane. Prima întrebare. Domnul Caraș, hai că facem în felul următor. Domnul Păslaru, deci ca să ne mișcăm bine, noi ar trebui să încercăm, având acest studiu și să facem o hartă unde putem să acționăm. Teoretic, putem acționa foarte bine acolo unde avem un procent mare, agricultură și industria alimentară. Exact. Trebuie să devenim din ce în ce mai puternici. Da? Atunci vă propun în felul următor. După publicitate să trecem exact la acest subiect. Cum putem performa în agricultură și industria alimentară și o să discutăm și despre procedura de infringement. Apropo, că încercăm să performăm și vine UE și ne spune iepuraș. Naibască. De ce spune iepuraș naibască? Uie, o să aflăm tot în câteva minute. Publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor. Vă spuneam, o discuție care poate nu o să vă satisfacă în sensul că vorbim senzațional despre X sau Y, ce face X sau Y, cine pe cine sau cum se îmbracă. În schimb, vorbim despre noi, despre România, că pentru că pe toți ne interesează dacă o să avem mai mulți bani, dacă țara asta va produce plus valoare și, în general, ne interesează să ne plătim facturile, să avem o țară normală, să avem mâncare la prețuri normale. Astea sunt lucrurile pe care ar trebui să le discutăm chiar și aici, la televiziune de știri, și o facem foarte rar. În seara asta o dezbatere despre cine suntem și unde vrem să ajungem, da? Și o să mergem la ceea ce ne interesează, pentru că în studiul ziarului financiar am observat și ne-a spus Sorin Păslaru, redactorul șef al acestui ziar, că România are o șansă să se dezvolte foarte tare în industria alimentară și în agricultură. Este una din șansele României în momentul de față. Ei bine, ca să ne dezvoltăm în acest domeniu, trebuie să intervenim tare și bine în acest domeniu. Numai că, așa cum am făcut-o până acum, am reușit să ne scărpinăm la urechea dreaptă cu mâna stângă. Probabil că unii dintre invitații mei nu o să fie de acord cu ce spun, dar până la urmă ăsta este rolul unei dezbateri. Zilele trecute, miercuri, Comisia Europeană a lansat o procedură de infringement împotriva României pentru că impune marilor comercianți să asigure 51% din oferta de alimente de la producători români. Comisia a decis să trimită o scrisoare de întârziere României pe motiv că legea națională privind comercializarea cu amănuntul a produselor agricole și alimentare încalcă legislația europeană. Vă aduc aminte că România a impus marilor comercianți cu amănuntul să achiziționeze cel puțin 51% din produsele alimentare și agricole de la producătorii locali. Potrivit Comisiei, această condiție ridică îngrijorări cu privire la respectarea liberei circulații a mărfurilor. Și acum suntem între ciocan și nicovală. Această procedură de infringement teoretic înseamnă că nu ne respectăm un cuvânt dat. Dar mare atenție, ea după aceea poate fi
dus la o comisie de judecată, la Uniunea Europeană, acest infringement, dacă nu armonizăm legislația, și apoi România poate primi, dacă această comisie consideră necesar, poate primi o amendă foarte mare. Da? Până aici este foarte clar ce am explicat. Bun. Unul dintre inițiatorii acestei legi și este chiar Nini Săpunaru, prezent aici în această seară. Meciul lui Nini Săpunaru și a colegilor săi din Parlament a fost cu multinaționalele din România. Un meci care s-a derulat mai apoi ceva timp. Vreo doi ani, nu? După care a fost umbrit de lucruri care se întâmplă în România, că pe problemele serioase chiar nu putem vorbi în România, că apare circul în stradă și nu numai. Acum suntem în această procedură și vreau să vă întreb, domnul Săpunaru, pe dumneavoastră, dacă această lege considerați și acum, astăzi, după ce am primit acest raport, această procedură de infringement, că a fost o lege bine gândită și bine pusă în foaie, în practică. Deci eu am în față prima hârtie, cea de pe infringement, la care au răspuns Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Agriculturii, și în care atacau două articole și jumătate din 26. Deci nu atacau faptul că se interzic facturări, refacturări și alte taxe, atacau doar articolul care se referea la colțul produselor românești, că produsele românești să fie într-un loc distinct. Mă rog, ele deja începuse cu colțul produselor românești, cu dor de gust și așa mai departe, să mâncăm după meleaguri vâncene sau temișene, gen Carrefour. Articolul 15. Așa. Au atacat acel articol, care nu e foarte important în economia legii, au atacat un alt articol, care de asemenea eu personal n-am fost de acord cu el, dar știți, când se formează o majoritate trebuie să accepti varianta respectivă, că nu pot să fac spații expoziționale pe parcarea lui Carrefour. E o aberație. Deci e clară treaba. Era o aberație în lege. E o aberație în lege. Dar este articolul ăla, e ca un apendic care oricum nu-l utiliza. De ce l-am mai băgat în lege? Dacă e o aberație au și un apendic. Au susținut unii să fie și ea trebuie să facă. Dar așa legea în România, că au venit unii, că vin alții. Când ai nevoie de majoritate, trebuie să o faci într-un... Deci sunt două articole care oricând putem... Parlamentul are acum lege în dezbatere, în un proiect de lege de modificare al 150, care în două luni de zile poate să iasă, într-o lună. Și vorbeau de 51%. Bun, 51%, niciodată în lege n-am scris și n-am vorbit de produse românești. Pentru că în momentul în care vorbeam de... S-a vorbit bine, inițial. La piață să vorbesc inițial. Multe. Noi vorbim de lege. De asemenea, definiția din lanțul scurt, o modificase noi un pic și am avut o opoziție mare de la Consiliul Concurenței, care a spus, domnule, dacă vreți să o acceptăm, treceți definiția cum este în proiectul agricol comun. Punct. Deci o treci ca în pac, o scrii în lege. Și atunci, în urma discuțiilor, pentru că la toate discuțiile astea timp de 2 ani de zile... Care e aia cu 100 de kilometri pătrați? Păi, unde, domnule, n-a ieșit așa ceva. Noi n-am scris așa ceva în lege. Dar nu s-a dat, nu s-a dat nicio definiție cu lanțul. Proiectele noastre nu mai seamănă niciunul dintre ele cu ce a ieșit în lege. Legea este sub... În urma discuțiilor care le-am făcut cu agenții economici. Domnul Săpunaru, să înțeleg așa. Să înțeleg așa. Deci dumneavoastră și alți colegi ați inițiat o lege. Ok, da? Să ajutați producătorii români. Deci am creat o platformă de discuții și am chemat așa. Și am modificat și între timp, ca să treacă legea asta în Parlament, ați avut discuții cu 11 entități, da? Fiecare și-a spus punctul de vedere, da? După aceea trebuie negociate niște chestii cu politicienii, că fiecare vrea să... Stați așa un pic. Cele două articole nu sunt foarte importante. Bun, nu sunt foarte importante, deci, dar sigur că este important în economia legea... Ai încălcat legea, te duci la pușcărie, dar nu sunt importante articolele astea. Cu alte cuvinte, infringementul e frecție la picior de lemn. Sunt două articole, până la urmă renunțăm la ele. Ce este esențial în lege rămâne și... Bun. Vorbim de plata la 7 zile pentru alimentul proaspăt? Aplicată deja, nu? Deci asta este aplicat, asta este în funcțiune. Că dânsii nu respectă, știți cum fac? În realitate am hârtii, vi le arăt. De ce, domnul? Deci, vin și fac așa. N-am primit factura. Sau înregistrez factura când îmi convine mie și în realitate îți plătesc la 30 de zile, la 60 de zile. Am înțeles. Da. Ia spuneți, domnul Căpățână, care e adevăr? Păi, haideți să respectăm un pic istoria. Domnul Caraș a fost prezent în vreo două, trei poziții acolo la
Comisia de Agricultură. Practic, acum 2 ani de zile s-a pornit de la niște nemulțumiri create de niște grupuri de oameni care lucrau cu multinaționalele și a apărut această modificare a legii la legea 320, care era o lege bună, funcțională. Ce a ieșit acum? A ieșit o lege inaplicabilă. La 321. La 321, mă scuzați. 2009, da. Și a ieșit o lege inaplicabilă, la care acum ne uităm și încercăm să înțelegem cum să o ducem mai departe dacă noi nu avem norme. Noi nu putem să aplicăm ceva unde nu sunt norme. Au fost de-a lungul discuțiilor, și aici vreau să revin și să spun unde s-a greșit. S-a greșit prin faptul că la masa aceea mare de discuții au venit de-a valma oameni care nu aveau treabă cu zona de retail. Au venit oameni care spuneau, domnule, eu reprezint pe nu știu unde, de pe nu știu ce, dar de fapt am și eu acolo niște vaci, de ce nu luați laptele de la noi? Cu toată dragostea le spuneam, domnule, noi nu lucrăm direct cu fermieri. Federația ProAgro înseamnă fermieri direct. Era reprezentantul ProAgro, acolo la, erau la ajungem Haideți și acolo. Lege, ajungem și acolo, vă spun, lăsați-mă o secundă. Tot ceea ce s-a făcut din punctul nostru de vedere pe această lege este un lucru care a pus o frână și ne-a pus unii împotriva celorlalți, domnul Botin. Practic, a ieșit o lege care nu se poate aplica cu niște definiții care, din punctul nostru de vedere, sunt halucinante, în care am fost obligați, conform legii, să plătim vin și alte produse la 7 zile, conform definițiilor care sunt pe lege. Dacă e să discutăm pe lege, vă spun că produsul proaspăt a fost definit de o manieră în care noi, care lucrăm cu ele, nu le-am înțeles și în continuare stăm și avem solicitări de la oameni care nu se încadrează în această categorie. Avem acel 51% care, practic, a plecat de la un populism în care spuneau peste tot pe sălile Parlamentului produse românești. N-am să uit. Și le-am spus, domnilor, gândiți-vă că încălcați chiar Constituția României, în care este dreptul la libera circulație și la a avea fiecare partea lui în acel magazin. A fost un vehicul de campanie. Dar ce vă deranjează pe dumneavoastră? La punctul 4 este dată o definiție foarte clară. Produs alimentar proaspăt, aliment care nu este conservat prin sterilizare, deshidratare, congelare sau afumare, cu excepția refrigerării. Bun, vinul este? Intră în categoria asta. Vinul nu intră în categoria asta. Intră în categoria asta, dacă definiție. Dacă dumneavoastră aliment, poate vinul este aliment. Unde scrie? Că nu e aliment. Deci nu-i nebun ce zice, e ăsta la care dă, domnule. Acum veniți cu, știți cum, scormoniți așa și căutați. Stați cu țara asta, nu plecăm de aici până nu lămurim. Deci mie mi se pare definiția, ok. Pasteurizarea berii nu înseamnă același lucru? Este produs proaspăt. Păi dacă e sterilizat, cum să fie produs proaspăt? Nici laptele pasteurizat nu este produs proaspăt. Care stă 6 luni pe raft, păi domnul Caraș, pot să continui încă un minut, domnul Cuzlav, și vă dau cuvântul. 51% din lanțul alimentar scurt. Și i-am promis domnului Botin, citesc, ca să nu greșesc, conform regulamentului Uniunii Europene 1305/2013, spune așa. Lanțul de aprovizionare înseamnă un lanț de aprovizionare care implică un număr limitat de operatori economici angajați în activități de cooperare, dezvoltare economică locală, precum și relații geografice și sociale strânse între producători, procesatori și consumatori. Deci aici nu apare retail, oameni buni. N-are nicio legătură. Lanțul scurt, cum este definit de politica agricolă comună, face definire la relațiile comerciale strânse între oameni care în anumite zone ei produc și dezvoltă durabil cu alte entități aceste produse, cum ar fi în piețe, cum ar fi cu zona hotelieră, pentru a dezvolta o zonă. Să nu uităm că în PNADR 2014-2020 avem măsura 6 care spune cooperare. Și în cooperare acolo spune și face definiție despre lanțul scurt și care sunt relațiile. Eu vă pot da pentru dumneavoastră această broșură care este pe site-ul Ministerului Agriculturii, unde aveți cu subiect și predicat descrierea acestui lanț
scurt, un pic și alimentar. Deci, dacă îmi dați voie, 51% aprovizionare pe lanțul scurt alimentar nu este invenția comisiei. 51% e o idee pe care au clocit-o cei din Ministerul Agriculturii timp de 2 ani de zile. Acum dăm vina pe ei, domnul Săpunaru, că a venit atunci domnul Achim, care... Deci, 51% e o idee venită din rândul Ministerului Agriculturii. Mult, la discuția pe care am avut-o cu domnul Dacian Cioloș, m-a întrebat atunci, domnule Nini, cum faci asta? Păi eu am enunțat-o și trebuie să faceți voi hotărâri. Nu, dar, domnule, eu sunt surprins de faptul că batem un pic câmpii. Aici, la articolul 12, care este extrem de important, scrie foarte clar, comerciantul, persoană juridică autorizată să desfășoare activități de comercializare pentru produse alimentare are obligația ca pentru categoriile și precizate foarte clar. Așa. Carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produse lactate și de panificație. Da? Astea sunt produsele. Nu băgați 51% din tot ce vindeți dumneavoastră, asta reprezintă extrem de puțin. Virgulă, să achiziționeze, foarte mare atenție, că n-am văzut pe nimeni să explice nimic treaba asta, să achiziționeze aceste produse în proporție de cel puțin 51% și după 51% scrie din volumul de marfă pe raft. Da, corect. Dar de ce nu citim mai departe? Citesc numai ce ne convine. Nu. Citesc tot, îmi convine tot articolul, corespunzător fiecarei categorii de produse alimentare provenite din lanțul alimentar scurt, așa cum este definit în conformitate cu legislația în vigoare. Bun, lanțul scurt. Numai o clipă. Așa, am o întrebare. Continuăm. La carne, pești. De ce, mă? Din volumul de marfă pe raft. Deci legea asta nu face altceva decât pe tine te obligă. Ăsta e raftul, da? 51% trebuie să expui. Și numai în anumite perioade. Numai, bun că îți dă și posibilitatea să nu expui. Te duci la Ministerul Agriculturii, demonstrezi, îți dă un ordin ministru și pui câtă vrei. Dacă vin și asociațiile acolo și sunt de acord că sunt proști și nu pot să pună ei, pui tu din Patagonia de unde aduci. Bun, atât, asta te obligă legea. Din raftul care are 2 metri, 51 de centimetri, trebuie să pui produsele astea. Despre care deci discutăm. Suprafața, trebuie să fie... Nu, la raft, vorbim la raft. Produselor, presupun, nu sunt mai la... raftului sau păi nu mi imaginez cum. Produsul e la mega raft. Era numai un exemplu. Domnul Caraș. Deci în depozit... O să încheiați după publicitate, trebuie să iau la punct și la virgulă pe publicitate. Continuăm discuția la 22. Când vom face și un tur de telefoane cu actorii care se împiedică de legea asta și o să vedeți că sunt câte telefoane dăm, atâtea puncte de vedere. Publicitate, revenim. Am revenit, doamnelor și domnilor, discuția prinsă și în pauza publicitară. Vorbim despre o scrisoare de infringement pe care Uniunea Europeană a trimis-o României. Ea se adresează acelei celebre legi a supermarketurilor. Iar în studio se află, ca să știm foarte clar, Florin Căpoțelă de la AMRCR, domnul Sorin Păslaru, redactor șef la Ziarul Financiar, Nini Săpunaru, fost deputat, președinte Comisiei Agricultură, inițiator, co-inițiator acestei legi, Costel Caraș, fermier, om care se luptă de ceva timp cu toate autoritățile ca să fie bine, să nu fie rău în domeniul acesta de agricultură, din agricultură. Domnul Păslaru, la începutul acestei ediții, ne-a spus că avem o șansă foarte mare ca țară să ne întărim pe zona asta, industria alimentară și agricultură. Și discutăm despre o lege despre care chiar inițiatorul ei, domnul Săpunaru, a spus, corectați-vă dacă greșesc, că ați avut intenții maxime, dar ce a ieșit, s-a mai întâmplat ceva. Nu, deci inițial toți am făcut tot felul de amendamente la ea. Știam că va veni dezbaterea mare și atunci și am așteptat să vină lumea. Părea mea că a ieșit o lege bună atâta vreme cât Comisia Europeană din 26 de articole mi-a atacat 20 și jumătate. E ca la plagiatul lui Chioveși. Domnule, stați așa un pic. Până la urmă, o lege bună înseamnă că am introdus termenul de 7 zile la plată pentru alimentul proaspăt, că am introdus termenul maxim de plată european de 30 de zile și ăștia de la conserve erau plătiți la 6 luni.
că am introdus modificarea acelui articol care le dădea voie supermarketurilor să ia taxă de raft, taxă de radio, taxă de... Și ce vă faceți că acum sunt voci care vor aceste taxe înapoi? Vă dau un exemplu. Sunt vocile care la dumneavoastră să creați facilități extraordinare. De aia sunt trâmbițe. Îl avem la telefon și v-am rugat imediat, vă las domnul Păzlaru, v-am rugat că atunci când avem conversație telefonică și intrăm în dialog să nu încercăm să ne acoperim unii pe alții, să purtăm o conversație decentă. Sorin Mina, președinte Romalimenta. Bun găsit, domnul Mina. Bună seara. Două lucruri. Noi am mai discutat săptămâna asta, miercuri, când am aflat despre infringement, dar vreau din nou să reluați pentru publicul B1 și pentru cei aflați aici în studio. Odată, ce înseamnă acest infringement pentru noi? Și a doua oară, dacă afirmația domnului Săpunaru că această lege este una bună, achiesați cu ea sau nu? O lege ar fi un lucru foarte bun. Ideile din lege nu sunt rele. Legea este formulată greșit, ușor forțat, iar prima parte așa de lăudată poate se poate aplica la producția agricolă, deci la legume, fructe. În rest, taxele și serviciile în locul lor, discountul, erau pentru mine. Pentru că pe taxe și servicii crește, crește cifra de afaceri și pot să-mi aleg serviciile care vreau, pe discount îmi scade cifra de afaceri, teoretic plătesc serviciile, dar practic poate mi se dau, poate nu. Plus că au crescut plățile în timpul negocierii. Faptul că sunt doar 2.5 puncte atacate în infringement, asta este o glumă, bănuiesc. Infringementul nu se măsoară în 2.5 puncte, 5 puncte sau 6 puncte. A doua parte a legii, cea care trebuia să intre în vigoare după 6 luni, a fost o parte pe care Consiliul Concurenței a spus că este greșită. Domnul Achim Irimescu, ministrul agriculturii, pe perioada respectivă, a spus că nu pot fi făcute norme pentru ea. Deci e destul de problematic. La formarea legii a fost înghesuială. Din păcate, multe puncte și multe formulări, inclusiv acel mare termen de lanț scurt, au fost inventate de oameni care, cu rare excepții, nu au nicio legătură cu supermarketul, decât că există. Nu vând direct în supermarket. Au fost la formarea legii băgători de seamă, de ăștia, hai să ne băgăm și noi. Nu, doamne, iartă-mă. Nu, n-am spus așa ceva. Au fost oameni din agricultură, oameni pe care îi respect, care au vrut și au crezut că pot să aibă un câștig, dar, din păcate, nu au relații cu supermarketul. Un producător de grâu și porumb nu vinde grâu și porumb în supermarket. Cu tot respectul, un fermier care are vaci de lapte, vinde lapte procesatorului, nu vinde direct în supermarket. Deci faptul că a vrut să-i facă un bine procesatorului ieșit un lucru rău, asta e, asta s-a întâmplat. Legea ar fi trebuit schimbată și domnul Săpunaru, cu tot respectul și cu toată prietenia, chiar domnia s-a spus că ar trebui schimbată, inclusiv în prima parte. Este una dintre declarațiile domniei sale, cu care noi am fost perfect de acord. Ce înseamnă infringementul? Infringementul, și acum n-are rost o cotică, că mai durează un an, mai durează o lună, mai durează 7 luni. În 2-3 luni de zile după viteza care am mers, poate să putem să intrăm în infringement. În afară de faptul că înseamnă plata unor amenzi care sunt uriașe, uriașe, fără nicio discuție, există și posibilitatea unor afaceri în oglindă. Deci dacă vreți să faceți neapărat astfel de probleme mărfurilor din comunitatea europeană, așa s-a înțeles, datorită formulării, vă facem noi vouă. Deci am reușit să ieșim un pic în comunitatea europeană. Dacă încep restricții, pierderea e de vreo 100 de ori mai mare decât câștigul. Avem o problemă. Rămâneți cu noi, domnul Mina. Nu închideți. Îl avem pe cealaltă linie pe Daniel Botănoiu, secretar de stat acum la Ministerul Agriculturii. Bună seara, domnule ministru. Bună seara dumneavoastră și invitația dumneavoastră. Domnul ministru, vreau să știu această scrisoare de infringement care a venit asupra României. Ați preluat-o ca așa e modelul, știți cum e. Ce înseamnă pentru minister și cum acționați?
Sau cum aveți de gând să acționați? Stați o clipă, deci doar intenția de infringement a fost declarată, pentru că deocamdată eu n-am văzut întrebările și nimeni din minister n-a văzut ce întrebări ne pune comisia la care trebuie să răspunde. Pentru că știți bine, există o procedură de 60... M-au auzit? Există o perioadă de 60 de zile în care noi suntem obligați să răspundem la acele întrebări. Poate nu sunt legate de ce auzeam mai devreme, de faptul că sunt două articole în discuție, unul dintre ele este legat de etichetare, că știți bine că el nu intră în vigoare la 90 de zile de la comunicarea comisiei, și cel de-al doilea, unde el nu este aplicabil. Dar vreau să țineți minte un singur lucru. Ministerul Agriculturii va fi în permanență alături de poziția producătorilor și a consumatorilor din România, pentru că noi deocamdată finanțăm foarte mult aceste sectoare și vrem, așa cum ne-a cerut consumatorul român, din aceste finanțări să le găsim în farfurie. Înțeleg. Asta este clar, e fără echivoc. În al doilea rând, vreau să vă uitați cu foarte mare atenție când a intrat legea în vigoare, că ea funcționează. Uitați-vă că 3.2.1 nu este întrerupt. Actualizarea s-a făcut prin legea 150. Acea actualizare a intrat în vigoare pe 15 iulie 2016. Atenție! Solicitările acelea de informații au fost pe 28 iunie, domnul Botin. Deci, înainte să apară legea. Ca atare, eu cred că trebuie să ne așezăm la masă. Sigur că orice lege este de discutat asupra ei, dar trebuie să o lăsăm să și funcționeze. Dar eu am o întrebare, domnule ministru, îmi cere iertare. Dar nu guvernul Cioloș trebuia să se ocupe de lucrul ăsta? Adică de ce am stat și am așteptat atât timp uitându-ne la lună? A fost campanie electorală, am fost prea tehnocrați, am fost nu prea performanți? Nu știu, n-aș putea să comentez asta. Cert este că am ajuns în această fază. Sigur că suntem pregătiți să răspundem cu foarte mare seriozitate la întrebările pe care ne vor fi puse de comisie. Eu nu știu că s-ar putea să fie alte întrebări decât cele care le-am auzit mai devreme de către invitații dumneavoastră ridicate în studio și comentate. S-ar putea să fie altele. Dar noi suntem pregătiți să răspundem, pentru că suntem decisi să apărăm interesele celor care produc în România. Și atenție mărită, nimeni n-a vorbit de produs românesc. Astea au fost discuții de pe culoar, din butoar sau de oriunde vreți dumneavoastră. Oficial există acea definiție, acel lanț scurt care înseamnă produsul de la fermier la consumator printr-un număr redus de intermediari. Deci punct. Deci nu o dăm cu alea, cu alea, la alte, că de unde, că nu. Producător, fermier, procesator, consumator, și consumator număr redus de intermediari. Am înțeles. Poate înseamnă și lanțul comercial. 2, 3, 5. Ce înseamnă număr redus? Mă lăsați să intervin doar o clipă. Da, domnul Mina, rămâneți cu noi, domnul Botănoiu. Nu mai corectă. Hai să nu mai inventăm termeni. Lanțul scurt înseamnă producător-consumator. Asta înseamnă. Dar putem să vorbim despre contracte directe, parteneriate. Deci este neapărat să le numim lanțuri scurte sau pătrate. Deci un parteneriat direct între producător, grup de producător, cooperativă sau societate comercială, inclusiv procesatori, și hipermarket, fără intermediari, contracte pe perioadă de cel puțin un an de zile în care să se specifice cantitățile și modul de livrare. În cazul în care să facem un astfel de parteneriat, care nu trebuie cerut aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu există cuvântul românesc, nu există niciun fel de impediment, în cazul acelui parteneriat și închipuie cineva că neamțul, spaniolul, turcul, știu eu cine, oricare, poate să facă un parteneriat direct cu, e domnul Florin Căpățân acolo, cu Carrefour România, nu poate. Îi trebuie intermediar, care nu poate lucra. Deci, vor apărea în primul rând românii, cooperativele și grupurile de producători, vor face acest contract parteneriat, vor ști cantitățile, se vor putea pregăti să le producă și să le dea. Bună idee, domnule. Procesarea nu e așa de văduvită, pentru că procesarea are mai multă experiență. Dar am scos termenii necunoscuți. Și aici, iar cu tot respectul, lanțul scurt, ca definiție,
înseamnă producător-consumator, deci atât super scurt lațul, definiția care se încearcă să fie lămurită și nu înțelege nimerea, este luată dintr-un cod de bune practici din Franța, cod de bune practici rural, și era o recomandare prin care se spunea că pe zone mici se recomandă key account-ului supermarketului să lucreze cu producători locali. De aceea nu se poate aplica la nivel de țară și o recomandare nu se poate transforma într-o lege. Da, e o mare problemă. Mulțumim, domnul Minea. Domnul ministru, mai sunteți cu noi, da? Da, vă ascult. Domnul Minea spune așa, că cel mai bine ar fi să sprijinăm producătorii, să le creăm cadrul legislativ să se asocieze, să meargă la negocieri cu cei de la rețelele comerciale, ei să fie pregătiți cu marfa, pe principii corecte, atunci lucrurile astea ar fi rezolvate mult mai simplu. Sigur, este părerea domnului Mina și vă respect. Nu pot să confirm ceea ce spune dumneavoastră. Sigur că sunt soluții de modificare a legislației, dar, repet, dacă sunt soluții pentru producătorul autohton, dacă sunt soluții pentru consumatorul din România, că aceste produse sunt proaspete, sunt livrate în condiții de calitate înaltă, sigur, le acceptăm, de ce nu? Dar eu cred că, înainte de toate, dialogul este mult mai bun decât astfel de sesizări, înainte de a apărea legea, să explicăm de ce o lege care ea nu este funcțională, și au spus toți invitații dumneavoastră, nu este funcțională un articol din el, și pentru acel articol să răspundem de ce trebuie să funcționeze sau nu, că n-am înțeles foarte tare. Sau s-ar putea să vină alte întrebări pe care noi nu le știm. Ca atare suntem pregătiți și, repet, suntem pregătiți să răspundem și să apărăm interesele celor care sunt aici, pentru că asta ne-a cerut plătitorul de taxe și impozite din România. A spus, oameni buni, plătim aceste subvenții, vrem să găsim produsele proaspete în farfurie, vrem să găsim produse care să ne satisfacă și din punct de vedere al cantității și al calității, să fie la un preț rezonabil. Asta înțelegem noi și asta o să facem. Mulțumim pentru precizări, domnule ministru. Eu vreau să lămurim un principiu aici, că eu l-am cunoscut pe unul din cei care au fost la telefon într-o sală la Ministerul Agriculturii, eram în discuții și în momentul în care eu am ridicat o problemă, mi-a spus, băi, Caraș, tu taci din gură, mă, că nu te duci tu cu vaca de lanț la supermarket să o vinzi. Eu, bă, o iau, o toc și fac ce fac eu și eu discut. Băi, fraților, să vă iasă din cap că fermierul român va muri ca prostul. S-a mai deșteptat fermierul român și dacă nu vă așezați la masă, la discuții, să găsim modalitatea să trăim toți acceptabil, nu mai trăiți niciunul, mă. Deci nu unii sunt proști în țara asta și v-ați găsit voi numai deștepți. Nu vii, bă, cu vaca de lanț. Exact aceeași idee se expune și acum. Ce treabă ai, mă, tu să discuți? Că tu nu ai, nu știi de te duci decât ca vizitator la supermarket. Să mor tu că mă duc numai ca vizitator. Dacă mă scol de la 3 de 20 de ani și fac lapte și ți-l dau ție și ai făcut bășica mare, sunt bun, nu? Bun, păi nu vă e rușine odată să încetați cu lucrurile astea? Hai să discutăm, să punem țara la punct. Câștigați, mă, faceți averi, nu mă deranjează, dar hai să trăim și noi, nu mai putem. Am vândut 30 de vaci acum 3 zile cu 1 leu 30 kg. 1 leu 30, 20% din efectiv. Îmi pare rău că n-am adus factura să-ți arăt pe 20% din efectiv ce preț de rahat am luat. Și veniți mie cu chestii din astea, deci domnul reprezentant. Da. Te rog frumos să mă lași un pic. Domnul reprezentant, haideți să găsim în România, respectați țara, respectați-ne pe noi ca producători, investitorii străini, hai să găsim, sunt de acord să schimbăm tot. Nu e bună, o rupem, facem alta, da? Perfect. Dar haideți să discutăm și să trăim toți. Domnul Caraș. Nu numai unii faceți gușa mare și unii suntem proști. Domnul Caraș. Deci ăsta este un principiu care trebuie stabilit. Nu contează că e cu 5, nu vă place 50, nu vă place 38, 72, 46, domnul Costel Caraș, calmați-vă. Sunt foarte calmă. Bine, dar să nu mă aruncați cu ceva. Dacă ideea este felul următor. De asta facem dezbaterea asta. Și deci, făcând abstracții de ce produce, putea să pun un belșug obui, da?
Dacă eu produc șurubul, iau oțelul de unde-i mai fi. Deci domnul Mina e un afacerist adevărat, care dacă nu găsește carne la prețul care îi trebuie în România, se duce și ea din Danemarca. Sau din Spania, sau din Franța. Mii, proști sunt fermierii din... români. Băi, fermieri români. Proști suntem noi, că am acceptat 25 de ani bătaia asta de joc. Am acceptat niște hrăpăreți din ăștia să ia tot după noi și pielea și uite ce nici nu trebuia. Păi vă spun eu de ce, domnul Caraș, că mă nervați și știu eu de ce. Dar mă nervați în sensul drăguț al cuvântului. Că n-aș știu să fiți organizat. N-am știu, băi, și ce eu am zis. V-ați organizat, aveți 20.000 de președinți. Așa? Sunteți numai președinți și mergeți să rămână... Mulți dintre ei, din păcate, mulți dintre ei trădători care au profituri la un agent tot felul de aranjamente care se fac. Domnul Păslaru, fiți dumneavoastră factor de... Eu știți ce, Mămir? Dacă în ultima perioadă noi am văzut și sunt pline supermarketurile și mesajele și hipermarketurile de cât de drajne sunt producătorii români. Sunt campanii pe care le desfășoară Asociația Marilor Rețele. Ne ducem în magazine și vedem gusturi românești. Putem să românești la în lege. Noi ne ferim de românești, dar vin supermarketurile și mor de dragul românilor. Marea problemă domnule, este că produsele românești nu sunt făcute din materie primă din România. Sunt făcute cu marfa adusă inclusiv, de aiurea. Nu vi se pare ridicol? Vine Comisia Europeană să spună că noi de acord cu spații separate în magazine când tocmai retailerii fac spații separate în magazine cu produse românești. Nu e adevărat? Așa. Nu veniți dumneavoastră. Eu vă dau un exemplu ce a pățit domnul Mina. Trebuie făcută legea. Lăsați-și pe domnul Păslaru să zică ce are de zis. Eu vreau să spun că dumneavoastră v-ați dat seama că oamenii vor produse românești și dumneavoastră trebuia să faceți legea asta. Dumneavoastră trebuie să spuneți. La noi avem 51%... Domnul noi avem Păslaru. 70%, aici, noi avem aici 80%. Aici e o demonstrați altă... că vă pasă de România unde sunteți. Domnul Caraș, eu așa cred că e. Să-i răspund domnului Păslaru. Toate campaniile care se fac în ultima perioadă sunt... puțin de un minut vă dau răspunsul. În momentul în care noi am fi făcut o astfel de lege, noi ăștia eram deputați. Eram senator și știam dar cum să o facem. Dar trebuie să faceți lege. Trebuie să o și... Noastră spuneți, deja moment, noi avem în supermarketuri la toate categoriile 80% produse românești. Dacă vă pasă de România. În momentul în care... Și ne pasă. În momentul... Românești. Asta trebuie să stabilim. Ce el a produs românesc, că produse domnul, românești scrie pe orice. Domnul Caraș. Aici este ideea. Ne declarăm dragostea față de România. După aia când venim la... N-am nevoie de dragoste. Haideți să vorbim separat. Domnul Minea face un salam. A făcut un salam. L-a vândut sub marcă proprie. Marca propria magazinului și la un moment dat zis, nu mai poți să scazi prețul, nu mai poți să scad calitatea, las că îl fac în Cehia. Și acum salamul pe care Conor, domnul Minea, care acum critică legea, l-a făcut în magazinul respectiv, salamul respectiv e făcut în Cehia sub nume românesc. Salamul intră aici? Vreau să știți că există... La carne nu intră. Nu intră. Păi noi discutăm de carne, ouă, legume, fructe, miere de albine. Și un agent economic, Carrefour. Deci acele comisioane din contracte nu au dispărut, legea e în vigoare. Carrefour îi spune bonus de acoperire națională, Cora îi spune ristun, iar Metro nu a modificat deloc contractul. La întrebarea mea de ce mai există comisiune, au spus că acestea noi nu intră sub incidența legii pentru că ristun înseamnă că eu le dau un discount ulterior și că nu reprezintă comisiune. Așa i-ați descoperit-o bine pe asta. Iar bonusul de acoperire națională nu ar fi un comision, ci un bonus acordat. Singura modificare pe care o făcut-o este cea cu plata la 7 zile, însă se folosesc de toate tertipurile pentru a nu face plățile la timp. Exemplu, nu merge sistemul, nu s-a înregistrat factura, nu e persoana care se ocupă la muncă, etc. În realitate am avut plăți întârziate și la 30 de zile. Cine este domnul ăsta? Păi dacă vi-l dau, nu mai intră în magazin. Să mă caute pe mine pe Facebook, îmi dă un mesaj, Laurențiu Botin, dați-mi numărul de telefon, nu spunem cine sunteți și vreau să intrăm în legătură directă cu dumneavoastră, stimate producători, nu o să înțeleg. Da. Domnul Căpățână, hai să o lămurim ca să înțeleg până la urmă. Vreau. Cum e cu povestea asta? 51% la raft produse românești. Îmi luăm și telefonul imediat un pic.
produse românești, despre ce vorbim? Despre produse proaspete, da? Vorbim, vorbim despre categorii de carne, ouă, legume, mă rog, fructe, miere de albine, produse lactate și de pâine. Sunt sau nu sunt? Atât. Dar deja sunt. O parte din produsele sunt. Sunt, domnul Căpătine, sunt. Există. Nu sunt. Există. Că nu sunt. Ce nu sunt? Aceste produse nu se respectă legea cu 51 expus pe raft. Nici nu e obligativitate, că n-au scos. Bine, normal. Domnul Caraș, dar să continui să-i răspund domnului Botin. Așa a fost, așa s-a întâmplat, la fel a fost și în Comisia de Agricultură din Camera Deputaților. A fost un iureș și un tumult în care fiecare a venit și a spus ideea și, într-adevăr, de la un lucru bun, s-a ajuns la ceea ce avem acum pe masă. Domnul Minea mai devreme spunea de un lucru, parteneriate. Domnul Caraș, nu cred că are nimeni împotrivă să facă parteneriate. De asemenea, spuneați că prețul cărnii de vită a scăzut. Asta o știm și noi. Ca retailer știm că a scăzut carne. Nu a scăzut, băi, e o crimă. Da. Nu dar, a scăzut. Dar vă s-a întreb, vândut cu 2 lei să vină și la oameni. Dar cine vă întreb? E vina mea? E vina hipermarketului? E vina noastră a tuturor. Gândiți-vă. A și a noastră, și a voastră, și a, cum se cheamă, abatoarelor. E vina noastră a tuturor, pentru că aducem de afară carcasă cu multe șmecherii și dedesubturi sub ea la preț tot de 2 lei. Dar la consumator se vede scăderea mai departe? Ca și la lapte. Deci lapte se aduce... Cum vă explicați că venea astă vară lapte din Polonia cu transport, cu tot, cu 90 de bani la poarta fabricii? Ala nu, ala nu e treaba mea. Ca să păi nu, dar chiar nu e treaba dumneavoastră. Îl avem, apropo, că vorbim de lapte. Stați așa, domnul Caraș. Nu e treaba dumneavoastră. Domnul Caraș, îl avem pe Dorin Cojocaru, domnia sa reprezintă procesatorii din industria laptelui. Bun găsit, domnule Cojocaru. Bună seara. Ați urmărit discuția care a degenerat. Da, mă uit cu plăcere la emisiunile făcute de noastră, dar în seara asta am observat... A plecat de la aici și am ajuns la Z. Nu, ce se întâmplă prin Comisia de Agricultură, prin Parlament, s-a întâmplat și seara asta la noastră în platou. Păi hai să desfințăm Comisia de Agricultură până la urmă. Bun. Că măcar aici noi dezbatem. Dacă-mi dați voie, eu... Am întrebare. Ați fost prezent la dezbaterile Comisiei. Știți foarte bine. Deci nu da, poți eu am să, fost prezent. Nu ați fost la o parte dintre ele, ați fost. Nu poți să negociezi și să vii să spui într-o comisie că nu faceți nimic bun din tot ce faceți și nu vrem decât desfințarea legii 321. Abrogați legea 321. Cine a zis asta? Asta a fost propunerea onorabililor de la marile rețele comerciale. Da, pentru că v-am spus că e o problemă. Deci, la fiecare articol, la fiecare articol, dacă trimitea un director de vânzări care să înceapă să explice, doamne, uite, treaba e așa. Deci, dacă negociau, discutau cum au discutat toți ceilalți, poate ieșea o lege mai bună. Dar nu poți să vii după poziția că sunteți niște proști, noi știm ce e mai bine de făcut. Nu e bun nimic în asta lege, vă cu ce de la marile rețele comerciale. Anunțați că pot să vorbesc. Acum, domnul Cojocaru, vă anunț că puteți vorbi. Mulțumesc că mă lăsați să vorbesc, pentru că eu sunt o fire mai, încerc să fiu mai calm și în Comisia de Agricultură, la fel, eu ridicam mânuța când vreau să vorbesc. Rugămintea mea este că și recomandarea că dacă vrem să rezolvăm această problemă, se poate face stând cu picioarele în apă rece și discutând cu creionul pe hârtie între specialiști, juriști, juriști comerciali și oamenii care au experiența și expertiza în relația cu hipermarketul. A fost nevoie de o lege, nu sau poate spun nu neapărat o lege, de o reglementare a relațiilor între furnizori și hipermarket. Dar, așa cum spunea și colegul Sorin Minea, ar trebui făcută separat. Cei legume, fructe care au expertiza și sunt fermieri și au o relație directă cu hipermarketul să-și facă partea lor de norme sau reglementări legislative, iar noi, industria, să o adaptăm la condițiile noastre de produse industrializate și forma contractuală pe care o avem cu hipermarketul. Și acum aș vrea să spun cu ce nu sunt eu de acord în legea 150, comparativ cu legea 321. Se vorbea de colțul românesc. Domnilor, noi nu suntem păieșeni să stăm la colț. Eu cred că întregul raft trebuie să fie și al producătorilor români, pentru că îmi doresc ca diferența între
prețul la marca proprie pe raft să nu mai fie diferența așa mare față de brandurile românești. Și prin asta cei care sunt de specialitate înțeleg. Pentru că brandul românesc, ca și preț pe raft, însumează niște servicii pe care marca proprie nu le are. Și o concurență neloială între marca proprie a hipermarketului și marfa producătorului român ca brand. Pentru că noi luptăm să avem și un brand de țară. Acum, ce nu mai sunt de acord? La acel termen de 7 zile ca plată, unde au fost băgat și produsele lactate, a creat posibilitatea hipermarketului să mai câștige încă 2% comision sau marjă, cum spunem noi, pentru că a spus, mie îmi blochez cash flow-ul și decât să-ți plătesc la 15-30 de zile, dacă vrei la 7, mai au un comision. Noi nu vrem la 7 zile plata. Noi vrem la 15, 20, 30 de zile, dar să dea prețul corect și banii corecți. Pentru că ne interesează foarte mult valoarea produsului. Când noi cu banii ăia putem să creăm investiții plus valoare, să ne plătim și noi materia primă la timp. Bun. Deci, ce s-a mai întâmplat? În momentul în care serviciile au fost băgate în prețul neto-neto, adică noi le plăteam separat, pe contract, pe scris, pe răspunderea hipermarketului că vor face acele servicii pe care noi le vom plăti după aceea, au fost introduse și le-am plătit în avans. Vă dau un exemplu. Dacă eu vindeam lapte la hipermarket cu 2,7, mi-a zis cât mă costă 0,7 serviciile. E, mie mi-l vinzi cu 2 lei. Deci eu am pierdut 0,7 pe litru înainte să-i dau marfa. Stați puțin, domnul Părintele, opriți-mă un pic. Ce s-a la servicii? Serviciile logistice de merchandising, de poziționare la raft, de curățenie, pentru că aceste hipermarketuri nu trebuie din adăus comerciale, trebuie din aceste plăți de servicii. Ok, și are vreau să spun că serviciile... Nu trebuie să fie din adăus comerciale. Nu trebuie să fie din adăus, de ce? De ce te interesezi? Vă rog, domnule. Eu v-am ascultat la televizor o oră și v-am ascultat în Parlament, pentru că altfel întăiați microfonul. Lăsați-mă să spun dacă eu vorbesc pentru telespectatori. Gândiți-vă că serviciile în 2016 aveau 20% TVA. În momentul în care le bagi în discount și TVA-ul se trece pe produs alimentar, are 9%. Și atunci statul român a pierdut 11%, nu? Deci am pierdut și bani la buget. De aceea recomandarea a fost. Nu-i problemă cu infringement. Pentru că la Carrefour, de exemplu, la lapte consum, la raft, am peste 80% produs lactar românesc pe raft. Și când aud eu că laptele se aduce de afară materie primă, calculați-vă, vă rog frumos, să vedeți că anul trecut a fost în jur de 7% laptele adus în spațiu intracomunitar. Pentru că am avut deficit de producție de lapte în România. Deci noi niciodată nu am depășit 10-15% din total lapte procesat în România. De aceea, haideți să ne așezăm la masă, să corectăm legea. Ea a fost o inițiativă bună la început, dar pentru că era campanie electorală, pentru că au venit foarte mulți oameni la discuții care nu aveau expertiza pe relații comerciale și trebuia și Ministerul de Finanțe să fie acolo, s-a creat, ne-am grăbit, a ieșit ciuntă și nu s-a putut aplica. Deci eu propun ca în urmă, săptămâna viitoare, să începem niște discuții în Parlament împreună cu Ministerul Agriculturii și să corectăm un pic ca să fie funcțională, să fie bine pentru toată lumea și să creăm parteneriate. Dacă o ținem pe orgolii și pe dat sub centură, pierde toată lumea. Mulțumesc, domnul Părăscoară. Mulțumesc, mulțumesc, seară bună. Nu e timp, că mai avem un telefon. Adrian Rădulescu, fost ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii, președintele Asociației Fermierilor. Bun găsit, domnul Rădulescu. Bună seara. Ce facem, domnule, cu infringementul și cu procedura, cu legea asta, uite, intens dezbătută și discutată, nu se mai termină. Cum? Orice lege intens disputată creează progres, așa că e în avantajul tuturor. Dacă ar fi trecut invizibilă, probabil că ne crea după aceea. Așa că e foarte bine, trebuie să ne vedem, trebuie să ne întâlnim, sunt păreri și păreri, nu trebuie să ne poziționăm că unii stau, dețin adevărul absolut și ceilalți trebuie să alinieze. Sunt
trebuie să ținem cont de fiecare sector în parte și în funcție de asta să adaptăm legea. Păi până la urmă, cum e? Eu tot nu înțeleg. Deci avem o lege care a trecut când, domnul Săpraru? În iunie, nu? În iunie. În iunie 2016 și noi tot vorbim despre ea și vă garantez eu, domnul Rădulescu, că dacă eu în fiecare zi făceam emisiuni de dezbatere pe această lege, în fiecare zi auzeam alte 10 păreri. Hai să spun ceva. Și ți-aduce aminte că a existat o lege a Camerelor Agricole? Mi-aduc. Care a trecut și din Parlament, s-a votat, s-a ajuns în faza de alegeri și care s-a întors iar la Parlament și nu mai știe nimeni nimic de ea? Da. Deci ce ți se pare nefiresc la ce se întâmplă? România mereu frumoasă, surprinzătoare. Exact. Nu? Unii și impun interesul în detrimentul la foarte mulți oameni. Asta este de fapt România. Cine e domnul Caraș? Domnul Căpățână și impune interesul? Domnul Căpățână reprezintă niște investitori care își impun interesul în România cu mare forță. Ce este de aia legea e intrat în vigoare și funcționează. Este interesant că evaluând toate punctele de vedere din seara asta și ce s-a întâmplat și luând cifrele din acest studiu, ce constat? Avem în retail, unde au cea mai puternică poziție, deci au cam jumate-jumate și în scădere în continuare, români străini. Deci străinii au puternică poziție în retail. Vine procesarea, industria agroalimentară, unde românii sunt puțin mai sus. Atenție! Așa. În agricultură direct, unde românii au 80%, aici e sectorul cel mai defavorizat. Păi vedeți, producția, domnul care trebuie să vândă la 1,3 lei kilogramul, deci e slăbiciunea. Deci exact ceea ce spuneți, relațiile de forță. Cu cât sectorul este dominat mai mult de străini, cu atât este forța mai mare acolo. Bun. Asta este... Rediscutăm și plecăm de pe palierul ăsta. Domnul Rădulescu, să rămâneți cu noi, trebuie să iau publicitate, rămâneți cu noi prin telefon și o să reintrăm în câteva minute. Da, mulțumesc. 50 de poci în fiecare zi, 6 zile pe săptămână, contract nou cu Penny Market și cu... Ați auzit și special am lăsat să auziți cum se discută și în pauza publicitară. Domnul Săpunaru, suntem în direct, dar am tăcut un pic ca să vă audă lumea cât de încrâncenați sunteți când discutăm niște probleme serioase pentru români și România. Este adevărat că toți românii și toată România vrea să intre în direct, să-și pună vorba despre ce se întâmplă. Îl mai avem la telefon pe domnul Rădulescu. Domnul Rădulescu, în concluzie, avem o lege perfectibilă, spun unii. Ne putem așeza și să o facem cât se poate de normală pentru o țară normală? Sunt convins că da. Când? În următoarele săptămâni. Bine. Să sperăm. Așa să fie. Dacă aud iar că vă certați că la ușa cortului, prin comisie de agricultură, pe la minister și tot este o prostie, că nu pot să spun altceva. Nu ne certăm, ceva. Discutăm. Discutați. Cu voce mai aprinsă. Am înțeles, să trăiți seară bună, numai deci, bine. Dacă da, domnul Săpunaru. Domnul ministru Daia, domnul Botănu, eu am participat la această lege. Eu sunt convins că vor face tot ce este posibil, chiar sunt convins că vor face tot ce este posibil ca să rămânem cu ceva câștigați după urma acestei legi. Chiar cred. Să rămânem cine? Eu? Producătorii români și consumatori. Eu vă spun un lucru. Mai ați mai văzut tu, voi? V-am promis că vă are niște exemple. Nu știu unde, la ce cameră să... Uite, la cameră face băiatul, vă face semn, așa, vine camera. Ziceți ce aveți acolo. Păi este un exemplu a unui membru din asociația noastră care împreună cu cei de la Agrostar. Agrostar nu sunt niște nei ca nimeni în România asta, da? Sunt totuși niște oameni cu aplecare spre pământ și spre agricultură. Și au făcut acest parteneriat cu acest lanț mare multinațional, care se numește Țara Mea. Un alt exemplu, uitați-vă, vă mai dau încă un exemplu și cu asta închei, de la un alt retailer care face cu produse locale din județul Iași. La fel se întâmplă în Ploiești, mă rog, în Prahova, se întâmplă la Focșan, la dumneavoastră. De asta va ați început. Deci sunt aceste spații separate. Și nu este adevărat. Ce spunem, nu? Și nu este adevărat. Eu am să vă aduc niște cataloge și dacă îmi puteți spune că le-am tipărit acum, că o le vedeți că-s patina vremii. Încă din 2001 am căutat să lucrăm cu oameni care fac... Dacă Lidl lucrează neto-neto, dumneavoastră, de ce nu puteți lucrați la fel? Dar eu nu pot să impun sau nu avem toți același sistem comercial, domnul Săpunaru. Aia e ca și cum...
La fel cum trăiesc toți ceilalți retaileri. Deci ei trăiesc din adaos comercial. Ei cum pot și dumneavoastră nu puteți. De ce vă trebuie taxele? De ce la Lidl nu-i trebuie? Ați auzit mai devreme pe cei care au sunat, care au spus? Vă dau un exemplu. Că vor taxele înapoi. Vor aiurea. Ei spuneau că era mai acceptabil cu cuțitul între coasta 2 și 3 decât între... Deci ce faceți acum este mult mai grav decât cu taxele. Haideți să vă spun de pildă cu taxa deci de transport. Asta a spus omul. De, că nu mă traduc ce a spus Dorin Cojocaru. E mai nasol decât... Vă spun doar atât, domnul. Băi, fraților, haideți... Haideți să nu ne unim, că nu avem cum. Dar hai să facem o treabă în România să se dezvolte țara cum trebuie și românul să înceapă să crească. Domnul Caraș, hai cine să facem? Hai cine? Pot să vorbesc peste dumneavoastră? Mă scuzați, da. Nu, vă spun un singur lucru. Taxa aceea de logistică, care se lua la fiecare furnizor. Știți ce însemna asta? Că erau costuri cu tot ce însemna manipulare de marfă, depozitare de marfă. Pe cheltuiala, da? Era, nu mai aveați dumneavoastră nevoie de o flotilă de transport foarte mare ca să puteți să tranzitați România. Și ce însemna asta? Dacă vă pasă, mediu. Practic circula un camion care avea marfa de la mai mulți furnizori decât să circule 10 camioane. Păi și nu gândați voi, asta este condiție contractuală. Te întreb când vii să furnizezi un produs, mi-l aduci tu sau ți-l iau eu? Dacă mi-l aduci tu, ai un preț cu N plus 2, dacă ți-l iau eu și ți-l distribu eu, e prețul N. Care e problema? Și nu așa se face. La fabrici, vă mai explic un lucru. La o discuție, și încerc să fiu foarte calm, la o discuție care am avut-o cu mare... toată industria laptelui din România era prezentă practic la masă. După ce au discutat, le convine, nu le convine, că pierdeau din punct de vedere el ca manager în momentul în care începea în toată România net pe net, nu-și mai realiza cifra de venituri care și-a pronunțat cu banca. Dar poți să explici lucrul ăsta? Că de fapt se scărpinau. Adică, pe de o parte, eu vindeam de 10 lei, dar primeam înapoi doar 5 sau 6. Asta era toată minunea. Bun, și spune un domn mai în vârstă, care era și el cu 26 de tone pe zi de lapte, și spune, când rămâne mai în urmă, domnul Săpunar, ăștia tineri și mari vor să le convine actualul sistem pentru că vor să rămână 3-4 în România. Că ei zic că dacă nu o să rămână 3-4 în România procesatori de lapte, mai ușor negociază. Să-i sufuce pe ceilalți. Exact. Deci sistemul asta e o presupunere. Dincolo de asta este o tâmpenie și o prostie. Asta e business-ul. Să știi că orice om de afaceri care are 10% din piață vrea să ajungă la 20%. Asta normal, este o lege firească. Dar vreau să vă întreb ceva. În final de emisiune, nu știu câte minute mai avem, dar vreau să tragem niște concluzii. În momentul de față, și tot cu dumneavoastră încep, domnul Săpunaru, legea, cu efectele care au apărut și care se aplică, fără norme și așa mai departe, dar cele care deja sunt aplicabile, a dus nouă consumatorilor, că și noi suntem consumatori, mergem să luăm tirbușoane sau praz, nu știu, ceapă verde, a dus la marfă de calitate și la preț corect pentru noi consumatorii și la un profit pentru producători? Da sau nu? Deci, la momentul ăsta, a produs efecte, pentru că... Care sunt alea, domnule? Păi vă dau un exemplu. Abator, mare abator din Ardeal, care a început să taie efectiv, deci anumite magazine, Penny Market, Mega Image, au renunțat la niște fluxuri de aprovizionare porc din afară și imediat au schimbat și au tăiat porc în România. Au început să facă plățile la 7 zile. Nu peste tot, dar cel puțin la legume și fructe să plătesc la 7 zile. Eu, consumatorul, am luat mai ieftin și produs de calitate. În momentul în care ajungem, la aprovizionare pe lanț scurt, o să avem... Când o să ajungem acolo. Vă mai dau un exemplu. Dumneavoastră ați mai cumpărat usturoi românesc de undeva, de un supermarket? Habar n-am. Există cineva care ne poate furniza în România usturoi românesc? Ei, hai domnule. Piața Obor. Stai puțin, un Obor e usturoi românesc? Păi sigur. No, cam câte tone? Piața Obor, mergem și cumpărăm, e cel mai scurt. Domnul Căpățână, în România, în hipermarketurile, cam câte tone de usturoi absorb? Se vând câteva zeci de tone pe lună, dacă nu mă înșel. Avem producători în România care pot să ne dea câteva zeci de tone? Stați așa, nu. Deci agricultura e un proces de fabricație cu ciclu scurt. Dacă acum am contract, eu la anul pot să plantez.
Nu? Dacă eu am contract acum pentru, pentru fasole, în primăvară plantez fasole și am fasole. Nu? Și dacă nu mi-o livrează, ce facem, domnul Săpunaru? Deci, dăm în judecată, deci, așa îmi spuneau furnizorii. Am fost să luăm roșii. Aici aveți dreptate. E problema. Există problema asta. Dar și noi, statul român, putem să spunem așa. Dom'le, eu îți finanțez și îți fac un ajutor de minimis pentru asociații. Îți finanțez dobândă, credit de lucru și așa mai departe. Venim cu schemă de ajutor de stat, dar cu o singură condiție. Să ai contract de livrare cu un magazin. Vine și te verific că ai trimis în roșii. Domnul Păslaru, vă întreb pe dumneavoastră. Ați mers să cumpărați legume, fructe, chestii, de-astea, ați mers, da? Proaspete, da? Vreau să vă întreb, în momentul de față, v-ați dat vreodată seama care e diferența între usturoiul românesc și clar, cel chinezesc? M-am dus direct să cumpăr românesc. Să din piața obor, ceapă românescă din și usturoi românesc. Da, exact, din piață. Da? Pentru din că piață. Se vede diferența de calitate, e evident. Dacă te duci într-un supermarket de ăsta mai uitat, fructele și legumele de acolo sunt de o domnule, calitate foarte bună. Dacă l-aduce din China clar. Și e aceeași calitate, presupune că e aceeași calitate cu cel din România. Păi tu vrei să întreții fermierul din China în loc să mă întreții pe mine care sunt fratele tău, care muncesc ca ăla din China. Puțin, în mod normal. E strigător la ce cum pune problema. Deci nu se poate... Dar nu e o problemă. E o mare problemă ce spui. Eu vin cu următoarea întrebare. Tu vrei numai calitate și să fie degeaba. Nu merge, nene, aici e un ansamblu de societate cu oameni care au familii, care trăiesc pe chestia. Nu putem juca cu treaba. Nu vreau să-mi pun întrebări. Ăștia de la supermarketuri sunt atât de tâmpiți. Tu în China, să muncești în China, uite-te la mine aici. O să ne mutăm în China. Domnul Caraș, doar Țin foarte mult la întrebarea asta. Vreau să vă întreb foarte clar. Bun, România este pregătită să dea cota de piață pe care o absorb românii de produse proaspete? Asta, nu așa se poate pune problema. În momentul în care am contracte, domnule, asta nu mă băgați într-un cerc vicios. Vă rog. Dacă vreți să colaborăm, facem contracte și vă dovedim că suntem și noi oameni și muncim și putem să vă oferim, dacă vom dovedi că suntem niște idioți și nu putem, atunci ieșiți public și spuneți, bă, sunteți prea proști, am făcut contracte, v-am oferit ocazia, nu puteți să dovedi că nu vă place munca, am și auzit chestia asta, că românii nu vor să iasă iarna să muncească, că e frig. Da. Astea suntem noi românii. Dar dacă nu încercăm și mă băgați în cercul ăsta vicios că nu suntem în stare... Nu. Mă ascultați o secundă, domnul Caraș. Perfect, de acord. Facem un contract. Nu, dumneavoastră, nu-l onorați într-un anumit moment al anului. Știți, și ne suferă clientul, românul de care faceți vorbire. Stați un pic. Deci, am dreptate sau nu am dreptate? Dacă eu sunt o organizație serioasă și fac un contract cu dumneavoastră, chiar dacă eu am avut calamitate, caut eu marfa în altă parte, îmi fac... Din Turcia, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat. Un pic. Păi dumneavoastră, dacă nu puteți să o luați de la mine, nu tot din Turcia luați? Nu, stați cu mine, am un contract. Dom'le, dar accidente se întâmplă. Reformulez ca să vă satisfac. Vă rog pe români să redeveniți români. Bun. Nu mai terminați cu chestia noi românii. Domnul Caraș, noi românii. Nu mai pot cu voi, mă, românii ăștia. Nu mai pot cu voi. Pentru că v-ați trădat țara, ați terminat țara. Suntem în stare. Ieftin și gratis. Suntem în stare, noi românii. Calitate și facem și să devenim serioși? Da! Aici, cum? Prin muncă și prin colaborare cu statul. Dacă există o solicitare de lanț scurt de aprovizionare, oamenii aia știu că pot să planteze. Știți că după apariția legii au ridicat mânuța și au început să vină fermieri din Olanda, spune, dar nu putem să facem niște serii în România? Dom'le, aici sunt interese mult mai complicate. Oamenii ăștia au... Gândiți-vă, cum s-a ajuns să plătim 13.000 de euro? E tragic, ascultați-mă ce vă spun. Cum s-a ajuns să plătim 13.000 de euro pe hectarul de roșii în câmp? Deci îmi cer scuze pentru faptul că timpul alocat emisiunii... S-a dus țara. Noi românii am distrus țara. Și au venit alții și au luat-o și își fac treaba. Domnul Caraș are dreptate. Ca și domnul Săpunaru, ca și domnul Păslaru, culmea, și domnul Căpățână are dreptate. Normal. S-ar putea să am și eu dreptate. Ideea este să ne așezăm la masă și să facem lucrurile cu dreptate, dar și cu un termen foarte interesant, cu celeritate, adică cu rapiditate. Mulțumesc că v-ați uitat la această emisiune. Știrile B1 TV imediat. Toate bune!